Educație și cercetare reprezintă o parte importantă a negocierilor pentru aderare la UE. Proiectul pe care îl lansăm astăzi va sprijini Moldova și cetățenii săi în această aspirație. Accesul echitabil la educație de calitate, asigurare că nimeni nu este lăsat în urmă, modernizare rețelei școlare, dezvoltare profesională continuă a profesorilor și conducătorilor de școli, sunt toate ingrediente indispensabile pentru ca Moldova să reușească în aspirațiile sale. La fel, acest proiect ne va ajuta să implementăm școlile model, acea rețea pe care ne-am propus să o creăm, acele 35 de instituții de învățământ care trebuie să devină poli regionali de atracție pentru părinții care astăzi au copii în instituții de învățământ foarte mici, cu rezultate reduse. UNICEF will support the development of accessibility standards for educational institutions, which will pave the way for the infrastructure upgrades in the 10 model schools that the minister pointed to. This endeavor aims to ensure that these schools are fully accessible to all students and that they model this accessibility to all others. Our contributions to this initiative spans from modernizing schools' infrastructure to providing the latest ICT resources, from empowering teachers and school managers to cultivating digital skills. With partners, we are fully dedicated to creating an environment where every child can meet his or her full potential.